văd că voi sunteți la muncă, dar eu cred că e altceva să muncești pentru piticii ăștia, nu? Da. Cum ați simțit ziua asta? O zi foarte importantă pentru noi, mai ales că mi-am luat și copilul după mine. O zi frumoasă, am emoții. Cred că, până la urmă, e un exemplu și pentru copiii voștri, da, ceea ce faceți voi astăzi. Da. Cum simți faptul că ești voluntar pentru câteva sute de pitici? Pentru că pe acest părculeț, peste 300 de copii vor veni. Da, eu mă simt foarte bine, sunt plină de energie și chiar dacă am fost aseară în stâmbul 3, acum nu simt niciun pic de oboseală, adică pot să mai stau încă mult și să ajute aici să aibă copiii ceva vesel pentru ei. De când nu mai fost cu mâinile colorate așa? De foarte mult timp. Din copilărie, nu? Da. Te face să te simți copil în ziua aceasta? Mi-aduc aminte de copilărie, este o zi minunată. Cum ți se pare ideea companiei voastre de a investi și de a pune umărul astfel încât voi să simțiți gustul voluntar? Ne bucurăm că a vrut să sponsorizeze și să ajute niște copii care pentru noi este viitorul. Așa este. Mulțumesc tare mult! Ești cel mai pitic om din echipă. Da. Nu ești departe de copilărie. Ai copii? Da, am un băiețel de 6 ani jumate și colorăm, desenăm, pictăm. Deci mi-e cunoscută. Ești în lumea ta astăzi, da? Da, da, directoare. Cu ceva timp în urmă, eram exact în punctul acesta. În spatele nostru era un zid sumbru, gri, trist, jos nici pic de culoare, bănci pe care de te așezai cădeai. Și practic frumusețea dinăuntrul grădiniței contrasta cu tristețea de afară. Cum e azi? Astăzi... Când și soarele ne sărbătorește astăzi. Da. Este foarte frumos. Eu cred că zâmbetele copiilor și bucuria de pe fețele lor, cred că spun totul, iar vorbele sunt de prisos în aceste momente. Acum când vedem cum este locul de joacă, este rezultatul unei munci asidue a voluntarilor dumneavoastră. Ce fel de înghețată ai ales? Pepene roșu, așa cum ești tu în obrăjor, da? Ce ochi mare albaștri ai? Cu cine semeni? Cu mamița? Am văzut acum o lună. Și o săptămână. A, da. Așa. Cum arată exact același loc în care ne aflăm astăzi? Nu suntem în același loc, din punctul meu de vedere. Ce e aici e fantastic. Și vreau să vă mulțumesc în numele tuturor, în numele copiilor care de-abia așteaptă să le încerce. Deja le-au încercat pe unele. Și să vă doresc să faceți cât mai multe. Ați văzut ce voluntari avem, ce da. Doamne frumoase și puse pe treabă. Frumos gest din partea lor și merită toată stima și tot respectul.